Suntem aici la câteva momente de părtășie împreună unii cu alții și cred că bucuria noastră e deplină când cei care vin aici, în ei îl vedeți pe Hristos, pe Domnul Iisus. Și dacă este așa, Domnul Iisus, după masa aceasta, ne va vorbi fiecăruia dintre noi. Slăviți să fie Domnul! Vreau să le spun la frați că eu, seara aceasta, nu am dorința aceasta să vin, să împărtășesc cu voi de aici. Mă mulțumesc pe acolo dacă Domnul îmi dă un mesaj scurt. Că totdeauna așa sunt la dispoziția Domnului când are ceva potrivit cu nevoia mea. Și cred că și voi, fiecare dintre voi, veniți aici cu ceva acolo în adânc. Și vreți ca Domnul să vă vorbească, potrivit cu nevoia pe care o aveți. Și m-aș fi bucurat în seara aceasta să fie plină biserica aici, să ne bucurăm împreună, să vină ceasul plecării, să se încheie slujbele din seara aceasta și noi să mai dorim să rămânem aici. Amin. Da? Dacă Domnul a avut grijă și ne-a spus acolo că de la 2 sau 3, după al său cuvânt, nu ținea, nu cei mulți fac puterea, ci Domnul. Amin. Și dacă Domnul va fi prezent aici în seara aceasta, noi toți cei prezenți ne vom putea duce bucuroși, cu inimile pline. Slăviți să fie Domnul. Amin. Vreau să aduc o mărturie, vreau să spun că astăzi sunt multe zile și multe predici pe care le-am auzit și multe bucurii le-am avut. Dar astăzi am rămas puțin uimit că astăzi am descoperit ceva care eu n-am auzit niciodată. Și fratele Bogdan, printre toate cuvintele, a spus un singur cuvânt acolo în biserică la noi, la programul Muros, este aici cineva care are nevoie de cuvintele acestea. Nu știu de ce trebuie să le spun. Frate Bogdan, cred că eu am fost acela. Domnul să te binecuvântez. Da, Domnul Iisus și-a dat viața pentru biserică. Amin. Domnul Iisus a iubit-o cu adevărat. Domnul să vă binecuvinteze. Biserica sunteți voi. Amin. Biserica suntem noi. Slăviți să fie Domnul. Fiți purtători. Fiți celule vii în trupul lui Hristos. Și dacă Domnul ți-a dat un dar și dacă Domnul te-a învrednicit de la El, cu ceea ce te-a învrednicit El, spunea Pavel, am primit de la Domnul și anume ceva numai. Fie ca în seara aceasta toți cei care vor veni aici să aibă de la Domnul și anume, ce mi-a dat El, aceea să ne dăruiască nouă fiecare dintre noi. Domnul să fie slăvit în seara aceasta. Dacă lecțiile și învățătura și chiar vorbeam cu fratele meu Daniel și spuneam Domnul primar pe fratele Buzan la această misiune, la această slujbă, Domnul să-L binecuvinteze, Domnul să-L umple de putere, Domnul să-I dea har în ceea ce face în slujire. Amin. Nu oricine primește așa înalt dar, ca să scoată din Scripturi așa bogăție pe care noi avem harul acesta. Noi suntem aceia despre care Pavel spunea, Petru spunea, acei care sunt departe acum în oricât de mare număr. Harul lui Dumnezeu era păstrat pentru noi. Și acest har în zilele acestea am observat că Duhul Sfânt se ocupă de noi. Numele lui Dumnezeu, dacă îți pot spune într-un cuvânt așa, numele lui Dumnezeu în perioada aceasta este Duhul Sfânt. Încercam să le exprim, nu am darul acesta, probabil nu sunt chemat, dar a venit fratele Buzan și m-am vrednicit în tot ceea ce vroiam să le spun la frații mei și la cei cu care mă intersectez în discuții, că numele lui Dumnezeu, că lucrarea Duhului Sfânt, nu în zadar, a spus Mântuitorul Iisus, dacă cineva îl va huli pe Tatăl meu, vă spun că va fi iertat. Și dacă cineva mă va huli pe mine, de asemenea va fi iertat. Dar cine va huli pe Duhul Sfânt, nici în viacul acesta, nici în cel viitor. Și cred că frații lucrători materializează cuvintele acestea ale Mântuitorului și își dau seama de ce. Pentru că lucrarea Tatălui a avut loc, lucrarea Fiului de asemenea a avut loc, datorită faptului că Mântuitorul a spus, eu trebuie să plec și de trebuință să plec și trebuie să plec. Că altfel nu vine Mângâitorul care va fi cu voi și în voi. Adică Dumnezeu este în tine, frate și soră.
Aleluia. Când l-ai primit pe Iisus Hristos în viața ta, Duhul Sfânt este acum la lucru, ei nu pot fi separat. Nu l-ai primit pe Iisus, ai tot. Nu l-ai primit pe Iisus, n-ai nimic. Domnul să te binecuvinteze. Și dacă lucrarea Duhului Sfânt este acum, îl imaginez pe acel Timotei înaintea lui Pavel cum se ocupa de el. Și îmi plac atât de mult cuvintele acelea când a zis Timotei, vremurile din urmă vor fi vremuri mele. Oamenii vor fi iubitori de bani, iubitori de sine, lăudăroși, trufași. Și vedem toate aceste lucruri pe care ne caracterizează pe noi ca societate și cu care ne întâlnim zilnic. Și în final îmi place atât de mult când îi spune, tu să rămâi în lucrurile care le-ai învățat, fiind de plin în credința, că știi de la ce le-ai învățat. Aoleu, era și rapa, era luat de stăpân și pus în slujbă. Știi de la cine te-ai învățat? Din copilărie cunoști Sfintele Scripturii, care poți să-ți dea înțelepciunea care te duce la iertarea de păcate. Prin credința lui Hristos Iisus, pentru că această Scriptură este însuflată de Dumnezeu. Și de folos să îndemne, să îndrepte, să mustre și să dea înțelepciune în neprihănire. Pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Doamne, binecuvântează pe și l-a binecuvântat într-un chip extraordinar, minunat. A făcut un lucrător destoinic, a făcut pe Pavel un om pentru noi. Dacă Pavel s-a ocupat de Timotei așa, imaginează-ți cum se ocupă Duhul Sfânt de tine, care este în tine și cu tine, pe unde mergi și ce faci. Pavel nu putea să fie în Timotei ca persoană. Doar atunci când credea și Duhul Sfânt îl călăuzea și pe Timotei și credea cu adevărat și rămânea cu inima și cu privirile îndreptate spre ceea ce îi spunea Pavel. Dar acum noi avem harul acesta extraordinar. Să-l ai în tine și cu tine în fiecare moment. Dai peste o problemă grea și te gândești cum îi vei rezolva-o, ce vei vorbi, cum vei răspunde. Ai garanția Sfintelor Scripturii care spune, nu vă îngrijorați ce vă răspunde în fața celor mari. În Duhul Sfânt, în momentele acelea, va vorbi. Ești mai mult decât templul din Ierusalim, ești mai valoros pentru Dumnezeu decât templul din Ierusalim, la care s-a lucrat 46 de ani. La care a fost toți preoții și cărturarii care spuneau, templul sfânt, templul sfânt. Și la un moment dat Domnul Iisus s-a prăbușit puțin așa. A spus, piatra pe piatra inima asta să nu fie dărâmată. Și te-a înălțat pe tine și pe mine. Și a spus, eu nu locuiesc în temple făcute de mâini omenești. Seara aceasta avem motivul acesta să fim bucuroși că ne-a făcut descoperi taina aceasta. El a făcut descoperi pe Mântuitorul și ne-a dat posibilitatea să-L primim în inimile noastre. Amin. Amin. Extraordinar. Templul din Ierusalim s-a dărâmat. Templul din Ierusalim, piatră pe piatră, l-a stat acolo să nu fie dărâmat. Și ai rămas tu și eu. Domnul să ne binecuvinteze în seara aceasta. Aș vrea să ne ridicăm în picioare și să venim înaintea Stăpânului Universului, înaintea Tatălui nostru și într-o rugăciune de mărturisire, să ne închidem fiecare în odăițele noastre și apoi cu glas tare, strigând, spunând mai încet, cum știi tu? Mulțumește-i Domnului că te-a făcut un templu în care locuiește El, slăvit să fie numele Lui și în continuare să-și facă El lucrarea aici, pretutinde. Pe unde vei merge? Ceea ce vei face? Să ne dăruim sufletele, să ne dăruim inimile noastre și El să lucreze, Domnul să fie binecuvântat. Amin. Amin.